Reporterii Roman TV au arătat de nenumărate ori starea precară a străzilor din zonele mărginașe ale orașului. Astăzi am vizitat strada Teiului, o zonă care n-a mai avut parte de reparații serioase de 10 de ani. Strada asta mereu e așa. Bună întrebare, a spus, să știți. Nu, așa e strada. De cât timp locuiți aici? Ba, eu locuiesc din 76 aici, locuiesc, dar am fost plecată și m-am mutat înapoi la părinți aici. Și din 76 strada a rămas mereu așa? Mereu e așa strada asta, da. Niciodată, măcar să o peticească sau să vină nază. Sesizarea au fost la primărie? Nu știu, asta nu aș putea să vă spun, nu știu. Dar vecinii sunt mulțumiți, oamenii care locuiesc pe aici, de situația? Nu zic nici ei nimica. Ce să spunem, nu zic nici ei nimica. Șoferii pe trec și tiruri pe aici trec, normal, toată așa. Așa este întotdeauna și altceva ce să vă spun că acum s-au mai strâns din gunoi și vine de la primărie, aduce ăștia care eu ajutor social și iau ortei două și cu un șef de-a lor, eu știu cine e ăla, și pe un pleac și gunoaierii tot rămân aici. Că s-aruncă, lumea nu e conștientă să iei, să pui într-un container, să... Da. Cui să-i spui? Locuitorii spun că au transmis sesizări administrației locale și că speră la o rezolvare. Strada asta a făcut-o, deci a făcut o adresă. Acum cât timp? Către primărie, deci vreo... să fie vreo 3-4 luni. De 3-4 luni? Da, am făcut o adresă, adică au făcut și franciscanii de aici, că aveam institut franciscan care aveam aici, care vine aduce copii la școală și cu... Și mai sunt și asociații care mai sunt în deal acolo și s-a făcut toți, ca să facă... Pe toată strada până la barieră, nu? Deci la barieră până roata prelungă, până la sensul generator care face la ieșuri. De cât timp locuiți aici în zonă? De 40 de ani. Și de 40 de ani s-au mai făcut reparații? S-au făcut un pic de reparații când au făcut varianta, când au fost închisă partea la moară, s-au făcut partea asta. S-au plombat aici, în restul nu s-au făcut nimic. De 40 de ani de cât stați nu, atâta. Asta e, dar se vede că asta a fost betonată. Aici s-a turnat o leacă de ce s-a turnat asfaltul ăsta care a turnat. Când a fost în reparație, când a fost, dacă știți, de la pompieri, până exact pe alea a fost cu canalizare, tot ce a făcut atunci. Strada Teiului este deja ocolită de șoferi. Chiar dacă sunt forțați să înconjoare zona, șoferii sunt mulțumiți că măcar și-au protejat în acest mod mașinile. Șoferii mulțumiți de cum se circulă pe aici? Nici nu prea mai vreau să mai vii pe aici. Prefer mai degrabă să duc prin altă parte decât să vină pe aici. Nu, pe aici nu se poate. Și de la primărie încă nu vi s-a dat un răspuns când să vină fere? Nu, nu a spus nimeni nimic, nu știu. Acum noi vrem acum să vedem, că poate cu alegeri, când o fi la anul, poate atunci să ne mai... Da, e normal așa, numai la alegeri. Că atunci tot ce se poate face ceva. Când e vorba de alegeri, atunci se promit tot. Dar după ce s-o promis și s-o ieșit, o plecat în drumul lui fiecare. Da. Asta este. Locuitorii de pe strada Teiului se așteaptă să vadă lucrări de modernizare în perioada alegerilor locale sau măcar niște promisiuni înainte de alegeri. După ce alegerile locale vor trece, fiecare va continua pe drumul lui, plin sau nu cu gropi.